Miercuri a avut loc exercițiul de apărare antiaeriană cu baze la Soltobrucul Agency 2017, care s-a desfășurat în poligonul de la Capu Media. Exercițiul demonstrează interoperabilitatea între multiple structuri de forțe de apărare aeriană din Europa. La aplicație au participat peste 150 de soldați români și 100 americani. În cadrul acestei secvențe, forțele aeriene române participă cu sisteme de rachete Hawk sol-aer cu rază medie de acțiune. Înmărătarea. Obiectivul acestor exerciții a fost verificarea personalului în executarea acestor trageri de luptă. Exercițiul Tobruk Legacy a fost de o complexitate deosebită. Am avut de rezolvat probleme de interconectare, interoperabilitate. Oamenii noștri l-au clarificat și rezolvat cu succes. A fost o provocare pentru noi și a constituit un bun prilej de a experimenta noi posibilități de lucru cu partenerii străini. A fost realizat un sistem de comandă-control pentru toate entitățile implicate în exercițiu. Acesta a funcționat la parametri deosebit de buni și suntem încrezători că în viitor ne vom perfecționa pregătirea și capacitatea de a face față unor situații complexe. Statele Unite ale Americii a fost prezentă cu sistemele de rachete Patriot și Avenger, iar forțele terestre române cu sisteme de apărare antiaeriană SA-6 și Gepard. Tobrukul Agency 2017 se desfășoară simultan în trei țări. Republica Cehă, Lituania și România la aplicație participă aproximativ 1600 de militari. Sistemul antiaerian Patriot, cel mai scump sistem de apărare, este unul foarte important, deoarece protejează împotriva rachetelor cu rază lungă, acele arme care pot distruge un oraș, un port sau bazele aeriene. În România, acesta va fi un bun sistem de apărare a țării, a populației, precum și a bunurilor. Cyber Guardian 17 este cel mai mare exercițiu desfășurat în regiunea noastră. La aplicație participă 25.000 de militari din 22 de țări, aliate și partenere. Exercițiul este condus de USR-uri, forțele armate ale SUA în Europa și se desfășoară pe teritoriile naționale ale Bulgariei, României și Ungariei.